Dimineața! Matteo, cum te simți astăzi? Nu! Nu! Nu ce? Nu ce, mă? Nu! Nu ce, nu? Nu! Nu ești bine? Nu! Ce te doare? Pe tu! O, dor pe furul! Ai! Ce pupi pe ea, tu ce pupi? E bine, ai gât! Ce gât te doare? Da! Tu știi că și pe mine mă doare un pic în gât? Eu m-am culcat, cucheat. Este ora 8:10. Trebuia să ne ducem la școală la acum, trebuia să intre la școală, mă te încă doar vreau să scoale. Și nu știu ce face. Nu te duci la școală azi sau nu? Nu știu. Păi spune, ca să o anunț pe asistent. Bă, da, de pizu. Ufa. Nu se pup. Nu e posibil. E nor afară și e umiditate, poate, dar... Neața. De fapt, neața e nou. Bine, nou. Am părut să mișt așa în grabă, dar ca să nu m-am aranjat și mai bine. În fine. Este frig. E și un timp aiurea. Plouă. A plouat azi noaptea, acum nu mai plouă. Și eu mă duc să fac un pic de cumpărături. Că mă duc în România, vin acasă. Și să iau și eu ceva pentru perișoricile mele. Și să vedeți și voi ce zi am eu. Mamă, monstru. Este ora 4 și am ieșit să o duc pe Rosela la cursul de spaniolă și acum am venit să-l iau. Iar. Ai fapt? Ce? Că poți. Ce? Că te ride. Ești felici? Nu, nu stau ridându. Tu ușită de casa cu un ochi o și un... Așa, să iau pure la altro. Am fost și la doctoresă, în mare fete, pentru tata, că dacă eu plec, e departe doctorul de casă și să nu trebuie pe mamă pe jos. Și am luat și rețetă pentru spray-ul Mateo de alergie, care e alergie la praf și la pule. Și... Și acum trebuie să... Am fost deja la un supermarket, acum mă duc la altul să-mi iau ceva de acolo. Și trebuie să iau și un cablu, să-mi așez abonamentul la telefon pentru România. Că altfel dacă ajung acolo fără să mi la fac, se activează o tarifă cu 2 euro pe zi. Așa îmi fac un abonament. Ceau! Mănânc avocado, semințe de chia, caviar roșu și negru și Mateo mănâncă măzărică cu cărniță.
magazin de chinezi și are aici de toate menurile. Vreau să caut ceva pentru un clipuleț cu Alexandra. Trebuie să-i fac o glumă și vreau să văd dacă găsesc. Pe aici. Să iau niște magneți pentru niște fete în România, să vedem ce găsesc și vi le arăt după aia. Măi, nene, zici că sunt deportată, așa arăt și așa mă simt. Mă simt obosită, mă doare picioarele, să-mi vadă viața mea. Și mi-e și cald. Mi-a luat, hai manacul ăsta pe mine, cum zicea mama aia, sărac. Hai, fă-i maică, ți-ai luat hai manacul ăla pe tine. Și mai am de dus în farmacie. Este ora 5:30. M-am urât azi de câte plimbări am făcut. Fără centură nu se poate. Janina, Janina. Și mă duc în farmacie. Hai să vă arăt astea cum mi-e drag rău de... Sunt magneți. Tac! 1 și 2. E prea mișto. Și... farmacie să iau că Mateo e alergic și trebuie să i s-a terminat spray-ul de alergie și mă duc să îl iau, am rețetă de aici. La 7:30 trebuie să mă duc să iau curse la centru și cred că am terminat de plimbat. Trebuie să mă duc să fac valiza! Acum facem lecțiile și Mateo râde să moară. Și nu știu de ce râs, că trebuie să înveți. Și trebuie să învețe cum să face... stofa și piele, auzi, și fibrele sintetice. Haide, hai să începem. Seara. Am terminat lecțiile cu Mateo. Sunt distrusă astăzi. E abia 7 ceasuri și eu. Și sunt obosită moartă. Am făcut lecțiile cu Mateo. Am mai învățat și eu ceva. Că nu m-am săturat de atât învățat eu atâția ani de facultate, liceul și așa mai departe. Acum o iau iar, da. În fine. Mă duc să iau prosela și Mateo vrea pizza. Și tata vrea și el pizza. Și eu să mă uit la ei cum mănâncă pizza, să leșind de foame. Da. Eu să mănânc altceva, nu știu, să vedem ce să mănânc. Hai că după aia vară pizza, pizza!
margherite.